Oameni buni, pentru că mi-ați cerut într-un număr suficient de mare mai multe amintiri din facultate, am stat, m-am gândit și am ajuns la concluzia că, înainte de a le spune pe ale mele, care par destul de recente, am luat decizia de a-l întreba pe domnul profesor Traian Mihăiescu, cel care, dacă nu a fost piatra de temerie, cu siguranță a fost unul dintre pilonii de forță în stabilirea, întregirea și construirea pneumologiei ieșene. A fost și este în continuare, sigur, mentorul meu și mentorul multor colegi de-ai mei, un membru marcant al societății medicale din Iași și un personaj pe care este greu să nu-ți dorești să îl auzi povestind, pentru că atât din punct de vedere academic și științific are foarte multe de spus, dar mai ales datorită faptului că a trăit într-o perioadă dificilă pentru studenți, dificilă pentru intelectuali și a fost student la medicină în anii 70, atunci când lucrurile erau un pic diferite și probabil mulți dintre cei care se uită la acest podcast nici nu-și pot imagina. Desigur, podcastul de astăzi are două coordonate. Prima este aceea de a-l ruga pe domnul profesor să ne vorbească, poate și în alte ocazii, despre cum era să fii student acum mai bine de 30 de ani. Și a doua, zic eu, și cea mai importantă, de a învăța și de a transmite și de a găsi corelații între cum era atunci, cum este acum și, cu siguranță, ce s-a schimbat, dacă s-a schimbat ceva. Vă promit, vor fi câteva zeci de momente foarte savuroase, câteva povești pe care domnul profesor a fost atât de amabil să ne le împărtășească și care sper eu să ne ajute să ne facem așa o imagine de ansamblu. Trebuie să-mi închid. Știți că nu mi-e editez absolut nimic. Nu-i editez? Nu. Și atâta am luat de început? Da. Și ce vrei să faci? Păi v-am zis că lumea intră pe YouTube pentru povești. Eu făcusem o chestie la un moment pe blogul ăsta cu amintirile mele din facultate, dar mă rog, ce puteam să zic, am picat examen în cardiologie, că am dat de nu știu câte ori examen la endocrinică, că am fost o drumacă. În fine, asta e, să nu învățam, recunosc că nu învățam, dar nu știu cum era să fii student în anii 70. Scrie-te de banchi sușa. Păi nu, dar am zis să nu... Nu mi-a interesat. Ce povești? Uite, mă la pe surprindere. Povestea mea ca student, doar că mergeam la muncile agricole, da? Să strângem... Ați fost la muncile agricole, serios? Și un inginer pe la Ceprenița. Strângeam struguri. Da? Și un inginer a vrut un cinc, băi, doctor, ia uitați-vă la mine și deschide un dulap plin cu cartuși de chem. Și peste o oră, când deschid din nou dulap să iau o țigară, nu mai era greu. S-a dragului. I-a dat înapoi. Nu, a fost un film, nu? Nu mă țin. Secretul, nu secretul, secretul Bacchus era oare? Nu știu, probabil. Zici că era un film tot așa cu un tip care strânsese și... Da, interesant. Am reținut partea bună din distracție, dar era înjositor, pentru că studiați la medicină, strâmbi și la fel, strâmbi să curăm. Da, era o atmosferă. Mai țin minte un coleg care a fost dat afară din OASCR sau ce era. OASCR, da. Fiindcă, și chiar nu a fost rușine atunci de întâlnirea aceea, fiindcă era adventist. Acum e medic, coleg foarte bun. Ce, asta a fost motivul? Că da. Era adventist? Da. De ce? A fost înșierat într-o ședință de ce, ce era atunci OASCR. Mai țin minte că Bădej a pus pareu cu noi, la grup, eram studenți din Nigeria, cu copiii la doamna profesor Duca. Erau niște bănci așa mai. Și a venit cu cărțile de microbiologie sub braț, s-a așezat în prima pagină, în prima bancă, deschis și fără rușit, doamna s-a uitat mai în spate. Era frică să copiii. Profesor Sava Dumitrescu, primul examen, am plecat la ora 1 noaptea și prima colegă din timpul la ora 1 și jumătate. Era pe mult. Acum știți că e panoramă, de ce n-ai început la ora tare? Ținea examenul noaptea, ațin de la ora 2. Până la 1 noaptea. Și colegul nostru, Adedej, care tot era o figură, era singurul coleg de culoare din el, i-a pus nota în carnet și pe urmă am discutat despre Nigeria. Cred că pe o oră jumătate. Ăsta iese încântat afară, că toate examenul, când se uită, măta 2. Da, profesor Sava Dumitrescu era un tip cu cultură extinsă și
ascultam, mulți mi-i plăcea să vorbească mult, Răzan, un tip onest. Am văzut că ați postat la un moment pe Facebook și e interesant totuși discutat asta, că pentru cei care cred că era mai bine înainte, că într-adevăr, eu am prins puțin din comunism, puțin în sensul că și ceea ce am prins, eram totuși încă copil, nu știu câți ani aveam, mă rog. Ce să fie mai bine că nu era? Mă trezeam dimineața la 4 ca să iau 2 litri de lapte sau... Bine, așa asta încă o dată. Toată lumea crede că medicii aveau tot timpul, sau au avut tot timpul, mă rog, o trecere. Nu aveai acces la lucruri de științifice, de actualitate, revistele care veneau pe la din străinătate, erau foarte greu de prins, că puteau să circule pe un moment de profesor. Asta era un întâlnit. Era profesor Brănișteanu, care era la mea locală în content și mai ceream extrase de articole, erau niște cărți poștale care trimiteai și ne băteam la punct cu acele extrase. Da? Era seminarul matematic. Apropo, da, o altă poveste interesantă, era un asistent de acum, doi studenți în anul 5, pe balcon la unui spital, îi prind că citeau, ce citeți voi? Citeau două cărți de matematică, teorie matematică, de luat de la seminarul matematic, da? Unul de a ajuns în Statele Unite, trecând prin Institutul Weizmann de stat din Israel, un institut cu foarte mulți laureați al premiului Nobel. Călinda Dumitru a fost unul din primii români care a publicat în revista Cell, a publicat în revista Science, a publicat în Elea după Revoluție și a avut un bagaj matematic foarte puternic care i-a ajutat. La ei, discutam după aceea cu ei, sunt o serie întreagă de paradoxuri care noi nu le vedem. Ce aia să fie, să judeci un sistem de educație numai pe bază de olimpici? Este problema convoiului. Așa, da. Știi? Convoile, da. Cu convoi de vase, cum era, convoile de vase care treceau să ajute în Marea Britanie, în Marea Război Mondial, nu poate să meargă decât cu viteza vasului care merge cel mai încet. Da. Și dacă nu avem grijă de cei care merge mai încet, atunci convoi nu merge, degeaba ai vedet în față. A doua problemă, discutam cu băieții ăștia, cu studenți care au lucrat și în străinătate. Știi de problema cobrei? Nu. Care se persistă la noi, ca să le asigurăm, de cel mai multe diagnostice la externale, ca să... Da. În 1880, parcă, Marea Britanie era imperiul colonial, în Delphi era problema viperilor care mușcau oameni în oraș și s-au gândit să dea o răsplată de 10 rupii la fiecare cobră prinsă. Și atunci s-au trezit că oamenii primind bani au început să crească în crescătorii cobră. Și nu le convine și s-au asistat programul. Și ca dovadă, imediat după sistare, toate crescătorii au lăsat, dat drumul la toate codurile. Și situația asta m-a răutățit. Deci, soluții de genul ăsta, pe termen lung, poate să duc la niște pierderi importante. Deci, în Statele Unite se plătește acum spitalul cu atât mai bine cu cât bolnavul nu se internează în următoarele 3 luni. Da, asta e o chestie preluată de la nemți. Să știți că în Germania, la un moment, discutasem cu cineva și spuneau că există, mă rog, niște, ca niște premii sau ca niște, nu știu, bonusuri, de exemplu, că ai externat un bolnav cu tratament, faptul că nu s-a mai reinternat, da, sau s-a văzut, așa ce este... Este complex. Complex poate să fie și roxat în genunchi, dacă unul respectiv e chiar profesionist sau jucător de fotbal sau de tenis. Foarte, foarte grav, își plătește o grămadă de bani. Depinde de context. Nu știu, cel mai simplu exemplu, mă gândesc acum, eu dacă veneam la spital, că am căzut pe bicicletă, mi-am fisurat 3 coaste, am încă pe mâini astea, jurături, nu știu, sunt niște escoriații, probabil că eram nervos că ăla care mi-a ieșit în față cu mașina, nu, aveam tahicardie, mi-așeam un cărt de diagnostice, nu, făceam un DRG bun, în teorie, dacă... De discutat cum se plătește sistemul sanitar în casa de asigurări de sănătate. Da, există niște, niște voci. Acum, bine, și vocile astea sunt, ca să zic așa, în contradicție câteodată cu societatea, dar, pe de altă parte, nici nu mai știe acum ce e fake news, ce nu e fake news. Apropo de fake news, că sunt atâtea intoxicații. Fac o paranteză ca să înțelegeți ce vreau să spun. M-am uitat la un reportaj foarte recent, apropo de mașini electrice. Că a circulat pe internet la un moment dat, mult. Domnule, nu e adevărat, pe ce vrei să fii eco, pe uite, tu știi cât poluează alea?
George Buhnici, ziaristul care are și un canal de YouTube și face niște interviuri, a adus un tip care, efectiv, asta face, s-a ocupat fizician, nu știu ce, cu mașini electrice, cu industria asta electrică, școlit în afară, care a demontat fiecare punct acolo, bazându-se pe chestii reale. Bun, ok, tu te iei de bateriile, cum sunt produse și apoi reciclate, dar tot procesul de fabricație, adică ei se refereau la poluarea mașinilor clasice din momentul în care ies pe stradă, dar nu mai luau în spate ce înseamnă să produci o mașină. Fier, nu știu ce, suduri, piese. Și m-a arătat că nu, astea sunt niște intoxicări prostești, spuse special ca să cumva să, mă rog, scoate în evidență că nu ar trebui să folosim tehnologia electrică, că, dragă Doamne, polează mai mult. Nu e adevărat. La fel și cu discuțiile astea care sunt în mass media vis-a-vis sistemul de sănătate. Pe de o parte, ei spun că nu este neperformant, că nu sunt bani, că nu sunt, nu știu. Dar mă, ce seară să știe sistemul de sănătate este o groapă, că greu de împlătuspire, cu prospunim problema neperformanței, da? În sat primit de productivitate, da. La investiția aplicată locuitor este mult mai mare și calitatea este mai mică decât în alte țări. Decât în, da. Discutăm despre problema îmbunătățirii științifice, exact, asistenții, da, medicale, greu de făcut. Îmbunătățirea trebuie să fie socială, în primul rând, și din medicina asta socială. Uite că tuberculoza, da? Sunt date economice foarte clare că una din cele mai rentabile investiții în sănătate este combaterea tuberculozei. La fiecare dolar investit, numărul de ani de calitate bună a vieții crește în societatea respectivă. Și atunci, haideți să rezolvăm întâi problemele astea de bază. Nu trebuie să facem să avem și noi faliții noștri, să avem și noi transplanturile noastre. Hai să rezolvăm problema tuberculozei, să rezolvăm problema bolilor comune, care se poate face cu ușurință. Nu știu, doctor, de ce ascuns, adică ascuns, nu știu, nu vreau să se interpreteze aiurea. De ce minimizată, nu știu, problema asta a tuberculozei? Adică nu prea mai auzim, nici înainte nu prea auzeam la televizor, la radio, la discuții despre tuberculoză. Auzim despre transplant pulmonar, cum ați spus, foarte bine că auzim, nu, Doamne, e bine să evoluăm. Auzim despre boli din astea cumva exotice pentru noi. Tuberculoza este o boală care e caracteristică marginalizațiilor sociale. Și este și un studiu făcut în Statele Unite, mi-a plăcut studiul ăla cu persoanele, sistemul care se ocupă de marginalizat, marginalizație socială, la rândul lui este marginalizat restul societății. Și este o sărăcie, este și o teamă de tuberculoză, este și o neștiință, apropo de povești, am fost odată cu doamna doctor Soleta Apoli la prefectul unui județ, nu spun unii, dar mai de mult. Da. Și domnul prefect, cel puțin capana tuberculoză, ne spune foarte senin, dar tuberculoza nu e eradicată în România. În momentul în care era în creștere, era 140.000. Dar așa, chiar și așa, gândește că noi avem în județul Iași mai mulți bolnavi de tuberculoză decât în întreaga Danemarca. Deci, unde bolnavilor sunt majoritatea 70% emigranți. Deci este o diferență de incidență fantastică. Și rezolvarea asta probabil putea fi simplu dacă s-ar face și o asistență socială, psihologică, complexă. Da? Ține cont că atunci când a scăzut și România a scăzut, într-adevăr, rata tuberculozei fantastic, după anii 50 până în anii 65, da? De la 500 de vaccinare, nu atât în vaccinare, prin investiția care s-a făcut. Sanatoriile astea erau cele mai dotate tehnic. Doctorul Hremiuc lucra la noi cândva, povestea că era la un sanatoriu și era chemat la județeana de plată. Dar eu n-am de partid că nu reușește să-și cheltui toți banii alocați să învărtățească. Eu când am venit în spitalul ăsta erau două feluri de, la alegere, două tipuri de mâncări la amiază, da? Boșcu sau supul fără carne, cu carne acceptabilă, da? Cu două feluri de deserturi, da? Era asta, alocația de hrană era importantă. Erau, da, asta s-a pierdut, nu știu, noastră n-ați mai făcut de gardă, de exemplu, de mult timp, m-a știți că m-am mai plâns și eu și colegii, deci asta știm povestea de la dumneavoastră, dar pare incredibil, având în vedere ce, și nu numai aici, adică mai peste tot. Mâncarea bolnavilor nu este o chestie pe care să se focuseze. În tot timpul asta e o chestie românească din comunism, probabil. Da, n-ați chiar aduce de acasă, să știți? Mai este ceva care nu se discută. Mâncarea bolnavilor, mâncarea bolnavilor mai aduce, dar toaletele. Da, toaletele. Bolnavilor și lipsa unor condiții de igienă adecvate în timpul spitalizării, pentru sunt normal, nu?
Aici sunt două chestiuni. Pe de o parte, bun, e bolnav, dar pe de altă parte, chiar am încercat să instituim așa cât de cât, nu să impunem, ci să, să creionăm așa ideea. Dom'le, bun, nu vine de acasă, dar hai să vă spălăm noi aici, cât în spital e responsabilitatea noastră. Ce sistemul ăsta e făcut așa, vedeți, nici nu știu. Atunci dacă în școală, el e elev la școală și are toaleta în curte, sau nu are niște toaleta, nu se-și ceară niște drepturi dacă nu are această cultură. S-au făcut, în schimb, terenuri de sport la țară, parcuri, da? Când puteau să facă niște lucruri elementare. Și în spitale, nu e nevoie de dezinfectanți, nu e nevoie de apă și săpun, să te speli pe mâini în mod adecvat de fiecare dată când... Și toaleta curată. Și asta previne infecția mitocondrială. Să faci locuri de acces pentru, pentru personalul sanitar care intră. Și să-i educi, nu știu, să aduci aminte în mod frecvent de câteva chestii din bază, nu știu, educații. Da, și chiar și bolnavi. Bun, ok, bun. Îți ți-a convenit dacă duci cu fata ta la pediatrie și pe ta ca asistentă respectivă să dea toaletă cu numărul pe fata fără să te... Normal că nu. Și lucrul ăsta se vede, care are tot felul de bijuterii și pe mână și se spală superficial. Da, bine, eu sunt ca o panteră, așa știți, când am mai fost cu copilul să ia analize sau mai știu ce și... Da, știți cum e, pe de-o parte, lumea se și erigează așa de, hai domnule, ești numai tare din sistem, știi, cum... Păi nu e chiar așa, adică... Ok, bun, suntem, dar încă o dată eu susțin asta, că noi suntem sistemul ăsta pe care îl blamăm. Noi cu toții facem parte din sistemul ăsta. Nu e ca și cum e o entitate așa care plutește în jurul nostru și e rea. Nu este. Iar apropo de, de schimbările astea care... În cabinet, un șef, un doctor, dacă ușa este închisă, nu se bate la ușă. Dacă ușa este întredeschisă, puțin se bate. Se bate și dacă e deschisă și e disponibil, e deschisă ca lumea și ca să nu te aranjezi numai cu cheia. Bine, asta e pe YouTube, știți? Și pe YouTube se acceptă. Apropo, conceptul YouTube, așa cum îl văd eu nu în România, România e un pic diferit. Oamenii care se uită la YouTube în România, comparabil cu cei din afară, sunt puțini. YouTube România e forma a unii copii, se uită la jocuri, în chine, dar o să crească, cred, sper. Și în străinătate este ideea asta, oamenii s-au săturat de televiziuni, de falsul ăla, știți, de perfecțiunea aia, de lumini, machiaje, de totul e perfect și vorbim așa, și au o alternativă, să regăsesc mai bine, să nu fie așa perfect, nu știu, să mai ai câte o bubă, să nu o ascunzi. Da, da, vezi, de altă parte e rolul scriptului, știi, a scenariului care contează, da, da. Că așa merge cu ce spui tu pe YouTube, dacă îmi filmulezi de o oră, de un minut jumate, două, așa cum vrei să faci tu misiune de 30 de minute, Să uite, o să vedeți, dacă făceam live, probabil că da, dar să știți că lumea se uită. Eu, de exemplu, că acum încep și eu cu, așa cum văd eu, poate mai sunt și alții de vârsta mea și am văzut și soția mea face la fel, se uita, asculta podcast-uri de genul ăsta, discuții, pur și simplu libere, de pe YouTube, în mașină. Nici nu trebuie să se uite, adică, și am văzut asta inclusiv în promovarea YouTube-ului ca platformă, că ei spun, dom'le, când îți cumperi niște scuri, ai grijă sunetul să fie în regulă, că poți să filmezi și cu telefonul. Știți ce este conceptul ăsta care... Știi ce? Nu vreau să te faci regizor, nu știu ce, că filmezi, că te vede omul, nu știu ce, uite, ai o cameră în demână, tu ai, te filmezi, nu știu, dar să fie sunetul bun, pentru că multă lumea ascultă, știți? Și, sau tutoriale, sau, nu știu, bine, sunt tot felul de descrierați acum, să nu credeți că e o platformă plină, sunt unii care vor să se... Da, dar revin la ideea aia, dacă tot faci asta, trebuie un script, trebuie un scenariu, știi? Ca să vadă că așa, spontan, acum așa faci mai cum ar vedea. Clipurile mele, alea medicale, da. Tine, sunt cu un text, adică scriu un text, îl citesc, mai adaug, pe măsură, mai fac niște poante, că nu toată lumea e, dar poante, mă, cât mă duce și pe mine în cap acum, știți că... Dar, întreabă, trebuie un script. Dar așa, la o discuție liberă, da, sigur că... Adică știți cum e, cu cât e mai regizat, cu atâta lumea îmi spune că aia dacă... Mai regizat, scriptură. Nu trebuie să rămânem într-un domeniu de... Așa, ne întoarcem la povești. Exact, povești, da, povești. Povești, povești, da. Povești, povești, dacă povești trebuie să ai așa, foc,
să ai o atmosferă de să-ți vină să spui tot felul de povești. Bineînțeles că trebuie o atmosferă, fără bătăi, mușă și telefoane. Și... povești în fiecare zi sunt povești interesante. Apropo, a spus mie un doctor, un pacient mai vârstă, să nu-ți dea Dumnezeu câți doctori poți suporți. Nu-i după a treia internare și toți ce a consult. Sunt multe povești pe întâlnire. Da, deci, apropo de spital, poate... cum arăta spitalul când ați venit aici? Arătarea era mai bun, mai rău? Venisem de la țară, la Ivănești, de la Ivănești, da. Era cel mai nou spital construit în 75, deci, da, care era tăiat, că nu s-a mai continuat. Da, eu am auzit asta, vectorul ăla noastră, da, mai trebuia încă jumătate. Și nu a trebuit repede inaugurat în 75, era cel mai nou. Și erau cât de cât niște dotări pentru vremea respectivă, era o atmosferă de promovare a tinerilor, că de-aia am avut eu mult în colectivul care era maținut în brațe foarte mult. Și era pe de altă parte și o lipsă acută de informații. Era foarte... am avut norocul, cu rudul de-a mea care mai avea relații și mai făcea rost de cărți din străinătate și toți s-au aruncat piele. Am învățat la Semnalul Matematic, erau niște reviste de indexare rusești care le veneau și găseai măcar rezumatele în limba engleză a articolelor din vest. Și îmi trebuia pentru teză de doctorat, pentru tot trebuiau treburile astea. Și faptul că începuse să dea voie să cere extrase, să primești din străinătate, era revoluționar. Oamenii nu-și dau seama de chestiile. Nu cred că realizează ce înseamnă acum. Ați deschis calculatorul sau telefonul mai rău, sau să ai aplicații pe telefon despre nu știu ce, cu informații care... De dimineața, că le-ar câte am aici, le citesc superficial. Atunci când primeai prinderul carte, din față. Articolul ăla respectiv trecea pe la mai mulți. Trebuia să facem recenzii și atunci unul făcea o parte. Unul vorbea de metodologie, unul vorbea de rezultate, unul vorbea de discuții, că nu era informație. Pe nouă dorință să câștigi informația, să... Începuse să vină, fuseseră de acum și din asistenții măști o parte, plecați prin Franța, pe Sucuri, foarte făcuți din America, dar alte misiuni, da? Începuse ceva și din profesorii care fuseseră în război din Coreea, după aceea ajungeseră la Moscova, oricum lucrase cu niște laureați a premiului Nobel în chimie, în fizică. E altceva, da. Da. Începuse și plecaseră, începuse să plece evreii în Israel și continuau să ne trimit informații, cel puțin eu din Vasile primeam, da? După ce plecau, rămâneau în legătură și ne mai trimiteau. Da? Genovaiți, m-am trimis o serie de articole care pentru mine erau revoluționare atunci. Era o mare, mamă cerească, știi, să-mi trimite o carte, pe ceva. Ei, după aceea, sigur, încetul cu încetul. Cum, nu știu, asta e una dintre marile probleme. Acum că este atâta informație. Cum ar trebui filtrată, iată? În grup, în echipă. Că nu mai știi ce e bun și ce e echipă, da? Într-o echipă care să lucreze, da? Apropo de asta, pentru că tot m-am pensionat, am văzut un articol interesant în Science că pierderea unui lider într-o echipă este benefică pentru că duce la o infuzie de idei noi. Da? Deci orice lider trebuie să știe la un moment dat să retragă. Păi... pierde căci are mintea țintită către un obiectiv care poate între timp nu mai este valabil. Dar echipa trebuie să rămână, echipa. Înțeles. De unul singur ce a faci. Trebuie să-l printăm, să-l mai dăm. Să-l mai dăm și altora care... Ei, da, păi nu, bine, oricum se vorbește acum despre medicina ca echipă, că nu mai poți să mai faci, adică cum erați dumneavoastră la Ivănești, nu? Adică în județul Vaslui. Bun, ok, erați acolo exact ca Bulgacov, nu? Da, interes. Bun, sigur că erau, probabil erau urgențe în echipă, că erau imposibil să nu fie, mai ales că accesul la unei ambulanțe de la Ivănești, nu știu cât, 30 km până la Vaslui, ceva de genul. Mai mult. Mai mult, da, posibil, mai mult. Și... până să vină o ambulanță, cum sunai? Apropo, cum sunai la ambulanță atunci? Era... Aveam, la Ivănești, avea o primărie, avea o ambulanță veche, din aia veche și cu șofer. Și se ducea... chemai de acasă și se ducea. Da? Se ducea la... Apropo de povești, eu am fost intern. Și intern de examen în anul 5, la sfârșitul anul 5 și în anul 6 lucram.
lucrat la interne, nu m-am mai dus la obstetrică ginecologie la stagii. Și nu văzusem nicio naștere. De ce te ferește, aia nu scapi. Nu am asistat prima naștere, într-o căruță, în Ivănești, ajutat de moașa. Moașa, de cum se cheamă, la care nu era. Cănățaș. De cănățaș. Da, eu citisem. O știu mai bine. Ba, bineînțeles că știu mai bine, da? Că nu fusesem și nu asistasem, decât așa citisem, știi? Da, cred. Da. Mi-a fost frică de treaba asta, uite, mi-am scăpat. A ieșit bine, datorită căruțașului. Căruțașului. Nu mi-a simit numele, parcă Ioan îl chema. Dar a fost așa, seara, se lăsase seara, se mai era o leacă de lumină, bine că n-a fost noapte așa. Și după ce a chemat, a venit, s-a vadă, trimis, a fost bine, a ieșit bine. Cum. Hai, dar ați fost un erou oricum. Da, mă rog, că se mai întâmplase. Ei se mai întâmplase. Hai, se mai întâmplase, lui. Ceea ce m-a ajutat, atunci la Ivănești am să uit, a venit un copil cu deshidratare, nu am născut de vreo 3 luni cu deshidratare și asta știam, știi că fontanela e deschisă în da. Și atunci l-am hidratat prin în cap, știi, simplu, poate ser fiziologic, da? Și toți uitau cum îi spredește, dar odată hidratat pe 2-3 fiori, copilul a înviat, până a venit să-l facă, murea, a venit deshidratat, era cald, așa. Și a dus, uite, l-a hidratat prin cap. Dar e o metodă care era în literatură, relativ simplă. Poate da. N-am stricat, chiar să scrieți da. Chestiile astea. Da, am contat. Serios, dar trebuie să le scrieți. Știți că, apropo de Bulgakov, are novelele alea, inclusiv cu discuțiile sătenilor de după o intervenție. A făcut o tracheostomă la o fetiță care, se zice, probabil o angină streptococică, așa cum, dar nu se cunoștea. Cu febră mare, copilul făcea spas și nu mai putea să respire, era făcut tracheostomă fetiții și după aceea în sat, mă rog, salvat-o, nu știu ce, spunea că i-a pus gât de fier și... Da, pentru că nu era. Mai ales atunci când a fost o era după un an jumătate în care nu a avut doctor. La prima bolnavă de la țară care a venit în vârstă, fiind internă, venise să vadă doctor, nu a venit. Povestea bolii ei, multor boli de adevăr, și am spus, desprecați-vă, să vă ascult, să vă văd. Și ea foarte dezamăgită, dar mata nu consulți pe de rost? Că ea trăniți la poate, nu? Da. Nu sunt pregătită ca să fiu bănesc. Păi și te era așa, consultați pe de rost? Adică... Hai, câteodată, medicii consultă pe de rost. Da. Și sunt povești în astea, că vezi cum a pus diagnosticul de... dezinterie la un copil fără să-l vadă, nu că văzând condiții de igienă, trecând prin cutare sau de jur, adică unii provin din casă, este o urgență, este ceva, sunt povești de genul ăsta. Sunt niște reguli, niște, spune, umoristici. Una din ele m-a plăcut foarte mult în medicină ca doctor, să-ți fie frică de bolile vindecabile. Dacă faci o greșeală, tuberculoză, e boală vindecabilă. Dacă nu diagnostichezi, o tratez cu prednison, dacă ai un cancer avansat și ai greșit diagnosticul, ai greșit, dar nu ne-ai modificat foarte mult speranța de viață prin greșeala ta. Deci totdeauna să te ferești, să nu cumva să treci prin o boală care, prin tratament, previi, nu mai moarte, dar previi și un handicap, poate, dacă diagnosticul e tardiv. Și a doua este, era un manual de boli interne, pentru primele apărute tradus din vest, Hegling. Nu știu, celebre, tradus în limba română de echipă de la București și începe așa, bolile frecvente sunt frecvente și bolile rare sunt rare. Adică în România era un bolnav cu tusi cronică, tânăr care muncește, cum ai spus, și stă în condiții, da, e transplantat social de 2 ani, mai stă cu părinții acasă, stă în casă și tușește 2-3 săptămâni, în România e tuberculoză. Este alt bronșic, așa e mai frecvent. Da? Da, și de cealaltă că e boală vindecabilă, boală tratabilă, boală care e transmisibilă, deci trebuie să o pui pe lista de diagnostic diferențial. Păi, sigur că trebuie pusă, dar știți cum, mă uit că și societatea noastră, știți, acum, bine, acum este o anatemă așa asupra doctorilor, trebuia să apară și chestia asta la un moment dat, girată de situațiile politice, nu știu, cum mări salariile în sistemul sanitar, că e ca și cum doctorii vreau să rămână cel mai prost plătiți, că așa au zis Lenin. Că chiar am auzit declarații unui politician și îmi scapă numele, dar nu are nicio importanță oricum declarații unui mizerii, că am mărit salariile și nu se vede nimic. Pe ce ar trebui să...
Oameni buni, cam acesta a fost podcastul de astăzi. S-a terminat brusc pentru că, deși eu par o persoană prietenă cu tehnologia, am uitat că aparatul înregistrează doar 29 de minute. Asta nu face altceva decât să mă oblige ca pe viitor să reiau discuția cu domnul profesor și să facem un fel de parte a doua, pentru că sunt sigur are mult mai multe povești să ne spună din experiența dumnealui din facultate și câteva sfaturi de care cu siguranță că avem nevoie cu toții atunci când vorbim cu o persoană care a trăit și a acumulat experiența în toți acești ani. Atât anii comunismului, cât și cei de tranziție, cât și cei acești moderni. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să dați un like. Dacă nu v-a plăcut, dați un dislike. Știți foarte bine cum stă treaba. Vă rog să vă abonați. Dacă nu ați făcut-o deja, atingând butonul de abonare și clopoțelul. Dacă acel clopoțel nu este apăsat, nu este gri, din nefericire nu sunteți abonat la niciun fel de canal YouTube. Aceasta este noua metodă sau felul în care se fac pe YouTube în zilele acestea abonările la canale. Până data viitoare, până la clipul de continuare cu antibioticoterapia și cu microbiologia, m-am pupat, să fiți sănătoși și bucurați-vă de ultimele zile cu soare. Pa!